Salut tuturor, bine v-am găsit din nou la mine pe YouTube. Am primit foarte multe întrebări despre, hei, cum pot să fac să mixez o piesă, hei, cum pot să fac un master să sune bine. Și mă gândeam, cum ar fi dacă vă arăt când mixez o piesă de la început, din momentul în care import track-urile până în momentul în care termin masterul. Și asta voi face astăzi. Vă voi explica fiecare pas pe care îl fac, vă voi explica fiecare decizie pe care o iau și de ce iau acea decizie și de ce folosesc acel plugin și sper că în felul ăsta să înțelegeți cum să abordați un mix atunci când aveți de făcut un mix sau o piesă, fie că e piesa voastră sau piesă pentru altcineva. Piesa de astăzi pe care o voi mixa este făcută de Daniel Pârvan. Este un tânăr artist pe care l-am descoperit când am făcut competiția de mix și master la mine pe Instagram. Competiție în care eu alegeam cele mai bune piese și aveam să le mixez gratuit pentru persoana respectivă. Fără alte cuvinte, hai să începem. Pregătim uneltele. Bun, hai să vedem. Asta e template-ul meu de producție și de mix, până când voi găsi un template mai bun de mix. Asta e template-ul meu care cam incorporează tot, da? După cum vezi, am aici deja câteva grupe și voi lucra exact cum aș lucra în mod normal dacă n-ar fi această cameră aici care mă va filma și numai că cu singura diferență e că vă voi explica ceea ce voi face aici. Bun, avem aici track-urile, după cum vezi, nici măcar nu am dezarhivat arhiva, deci facem totul chiar pe bune. Așa, și sper să fie bune track-urile pentru că nu am verificat. Și avem aici referința. În primul rând voi lua referința și o voi importa în proiect, pentru că e foarte important să știm cu ce avem de-a face și e foarte important să ascultăm referința, pentru că se mai întâmplă câteodată când primești track-uri de la oameni să-ți mai lipsească dintr-o greșeală sau ceva, o scăpare, să-ți lipsească vreun track sau ceva și e bine să compari cu referința și să te asiguri că ai totul cum trebuie și poți să te apuci de treabă. De asemenea, referința e foarte importantă pentru că îți dă o idee din perspectiva producătorului cam care sunt elementele și care e vibe-ul pe care ei încearcă să-l obțină. Da? Și vom auzi imediat aici despre ce e vorba. N-am mai auzit de mult piesa asta de când a fost concursul, deci practic va fi ca și când aș asculta-o din nou de la zero. Așa, hai să vedem. Ceea ce voi face este să verific care este tempo-ul acestei piese. După cum ai văzut, da, lucra la dublu tempo. Da, lucra la dublu tempo, practic e 78,5 la mine, dar probabil Daniel când a făcut producția a făcut-o la 157, da. Da, 157, hai mă că mai merge matematică, 157, așa. După cum vezi, mie nu-mi place să încep de la 1, îmi place mereu să încep mai târziu, ca să-mi lase loc pentru automatizări, pentru toate cele, mai ales în cazul produselor, dacă vreau să modific, îmi place să am cumva la început niște pauză. Bun, hai să vedem, începem de aici. O să-mi setez aici un locuiește care înseamnă start, da, începutul piesei și o să-mi pun aici unul care va fi templu. Ok. În felul ăsta când voi dau exporturi, nu voi sta să selectez de fiecare dată, mă duc de aici, mă duc până aici și dau export și știu că mereu toate exporturile vor avea aceeași lungime. Frânta, inima ta mică e frântă. Pot să opresc metronomul, îi voi da o culoare care nu o voi asigna altor track-uri și o voi pune fix aici spre început și în felul ăsta când voi avea nevoie să verific referința o voi asculta. Hai să ascultăm piesa, vreau să vedem cam care este vibe-ul piesei, da? Frânta, inima ta mică e frântă. Părea chiar rotundă, dar acum e cool. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin albastru azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi te lupți să te dai jos din pat. Ai obosit și simți că lumea te-a trădat, yeah. Oh, ce ciudat. Ai vrea să fie numai weekend, parcă e mereu luni. E sfârșitul săptămânii și n-ai pe cine să suni. Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna. Că noi știm lume, nu oameni, yeah, yeah. Știu exact cum e. Frânta, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cool. Ce păcat, bun venit în club.
Mi-am făcut o idee despre ce vorba aici. Din start, dacă asculți piesa, e foarte intim așa și ca să faci o piesă, un mix mai intim, nu ai nevoie de a face un sunet foarte big. Știi? Trebuie să fie cumva ca și când ar fi în aceeași cameră cu tine, știi, cântărețul. Deci, din start mă gândesc, nu am nevoie de tobe huge, nu vreau să fie foarte wide tobele sau ceva, că, din nou, vreau să capturez atmosfera aia dintr-o cameră destul de mică. Și basul, acum mi se pare că nu există deloc ca și instrument. Asta e ceva de văzut și cred că o să încerc să-l scot în față, ca să mai mult. Mie îmi place să fac să sune un pic mai deep totul. Așa. Îmi place vocea cum sună, îmi place ceva la voce, îmi place EQ voce și să încerc să obțin ceva similar în aceea zonă. Îmi mai plac elementele care apar pe sfârșit, pedurile alea. Dar hai să import track-urile și să vedem despre ce vorba în track-uri. O să le import într-o parte goală la sfârșit și după aia le pun pe grupele pe care trebuie să le pun. Ok, bass guitar. Îmi place că au organizat tot aici. Ok, hai să ne asigurăm că totul începe de unde trebuie. Teoretic ar trebui să înceapă de aici. Ok, perfect. Bas. Dacă tot a notat el bas, o să le adaug aici în grupa mea de 808, care se poate numi și bas în situația de față. Așa, crash. Ia să vedem ce avem noi aici. Ok, este crash. Pe asta îl vreau într-o grupă numită FX. Command G ca să grupezi ceva. Hat, kick, open hat, snare, toms. Hai să vedem ce avem noi aici. Ok. Open hat și hat vreau să le pun pe grupa mea de hats. Kick o să se ducă pe grupa de kick. Snare o să duc pe snare. Toms o să le duc direct în grupa de drum și o să mai fac o grupă aici care se numească percussion. Upsi. După cum vezi, grupele le denumesc cu majuscule pentru că mi-e mai ușor să identific ce este grupă și ce nu este. Și track-urile în sine nu le denumesc neapărat cu majuscule. Ok. Îți dăm o culoare. Așa. Și după ce am totul în folderele potrivite, uite aici deja e suficient, bun, snare, assign, și în felul ăsta se asignează pe track-uri culorile respective. FX Impact, FX Transition, astea se duc la FX. Gitar. Sunt multe chitare aici și voi face o grupă care sunt niște guitar all. Așa, o voi cura cu galben, așa îmi place mie chitara. Apoi key și synth. Astea sunt synth-uri. Le voi pune pe o grupă numită synths. All. Le voi face cu portocaliu. Așa, și aici sunt toate vocile. O lead frumos mi l-a dat neprocesat, din ce pare. Iar apoi GTR, guitar și synth se vor duce într-o grupă care se va numi Harmonic Instruments. Instruments. All. Importantă grupa asta, o să vezi imediat de ce. Bun. Acum, lead-ul. Hai să vedem care este lead-ul. Voi identifica toate track-urile care sunt lead. Ok. Asta nu pare a fi lead. Hai să vedem dacă asta este lead-ul. Printă inima ta mică, tu arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi. Bun. Deci asta ar fi lead-ul. Să fac o grupă. Lead plus sync.
Așa, o voi face cu roz. Lidurile le colorez obicei cu roz. Iar aici văd că sunt voci adiționale. Hai să auzim astea. Fata mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cu ce păcat bun venit în club. Ok, se pare că sunt destul de multe voci aici și din ce văd, asta nu este dubla identică astea, ca să pot să fac stânga-dreapta, deci nu am atât de mult material ca să pot să fac neapărat white, dar vom vedea ce alegem ca să sune bine. Harmonies. Ce avem aici? Vocoder. Fata mică e frântă. Ok, asta trebuie tratat cumva ca un fel de lead, se pare. Bun. Ok. Deci asta... Oh, scuze. Nu voiam să-l pun aici. Voiam să-l pun mai sus. Și hai să vedem ce mai avem. Voci adiționale. Te-ai mai adăugat. Vreau super oameni că sunt zile și zile și pâine ține de foame. Ia venit în club. Ore. Inima ta mică e frântă. Ore pe ceas. Ta mică e frântă. Ok, se pare că aș putea să grupez toate astea. Și o să le zic adlibs. În general, când grupez lead-ul, vrei să nu ai părți care se suprapună când intră în grupa respectivă. Pentru că tu dacă faci procesarea și sunt două voci care se aud în același timp, cu aceeași procesare, o să sune ambele mai încet. Deci dacă ai două voci care se suprapun, cum ar veni, dacă ar fi o voce de băiat și o voce de fată care cântă în același timp, trebuie procesate separat. Ok, hai să vedem. Mai este un track de adlibs aici. Yo, yo! Yo, cum e? Ține de foame, yeah. Astea sunt mai multe efecte. N-avem muzică dată tare, n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne... Asta este Hani, deci o să o adaug aici. Băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minți. Ok, hai să zicem că astea să le tratăm fiecare separat, dar o să fac un grup. Vox, backing, other. Voi zice aici, așa, hai să-i dăm alt fel de culoare, ceva de genul ăsta, adlibs și o să le adaug aici vocoder și alte. Bun, acum că avem toate astea, aș putea să grupez totuși și să zic aici vocals all și hai să facem cu roz. Ok. Și acum că am toate celelalte, o să grupez și toate celelalte. Pianul nu mai trebuie că era din template. Și o să-i zicem instrumental all. Da. Restul de track-uri nu ne trebuie, o să ștergem. Păstrăm minimal totul. Și modul cum lucrez eu, îmi place să iau totul de la început spre sfârșit. Adică primul venit, primul servit, practic, cu track-urile și le luăm în ordine și rezolv problemele separat. Sunt tot felul de tehnici de mixaj, dar, nu știu, mie așa îmi place cel mai mult când iau totul track cu track și aud care sunt problemele. Foarte important, când lucrezi la mixul unei piese, e foarte important ca la început să te familiarizezi un pic cu standardele pieței, da? Cu ce mixezi. Adică e o piesă care ție îți place mult, da? Și uite, în situația asta eu o să adaug masterul de la Ina pe care l-am făcut eu, dar ar fi bine să adaugi ceva master unde vrei să ajungi tu, știi? Și eventual ceva similar cu piesa ta, ca să poți să ai o referință și să știi exact în ce zonă îți mixezi piesa, da? Și aici pe master eu am un plugin, se numește Span, și am niște setări pe care eu mi le-am făcut și o să vi le arăt aici. Să vi le copiați, faceți screenshot aici la setările astea. Practic cu setările astea o să, și setându-l mereu pe setările alea, da, practic setându-l așa,
tu o să poți vedea, tu o să poți vedea un istoric al piesei respective. Asta e un plugin gratuit, by the way. Un istoric al piesei respective și poți să vezi la ce volum stă basul, la ce volum stau înalte, la ce volum stau mediile și poți să ai o reprezentare mai vizuală a unde vrei tu să ajungi. Încă o dată, astea sunt cumva niște referințe să știi cam zona în care vrei să stai, nu neapărat reguli, da? Poți să faci o piesă mai fără bas sau așa, dar ar fi bine să știi cumva unde te situezi. Mai ales dacă nu-ți cunoști bine boxele sau n-ai încredere în cameră. Dacă n-ai încredere în cameră, e foarte important să-ți verifici low-end-ul cu așa ceva sau să-ți faci low-end-ul în căști. Bun, hai să vedem kick-ul, care e treaba cu kick-ul. Instant am aud, avem nevoie de niște punch în kick-ul ăsta pentru că e destul. Îmi place foarte mult SSL Channel-i. Există și de la Waves un modul similar. Există și de la plugin Alliance 9000 Channel-i. Ăsta îmi place mie mult și îl folosesc. Activez compresie și activez EQ și mă joc cu el. Ok. Uite, aici, în altele astea nu-mi plac. Dar îmi place punch-ul ăsta. Ăsta nu. Inițial suna interesant, dar acum nu mai place. Un singur plugin, uite câtă diferență face. O să vreau un Filter Pro Q. Vreau să văd mai bine ce se întâmplă. Vezi tu, sunt anumite lucruri care... Nu sunt sigur dacă vreau neapărat asta sau nu. Cred că să mă joc cu el în context, să aud. Asta în... Sunt aproape sigur că nu-l vreau. Asta îmi place. Dar nu vreau să exagerez. Aici nu voi face EQ, ci voi da mai niște transient. Cred că n-am pus unde trebuie, da. Îl curăță puțin. Ok, vreau să... Nu sunt foarte sigur de final. Nu sunt foarte sigur că vreau coada aia. Adică vreau un pic, dar nu vreau foarte mult din ea. Și... Dar nu vreau să o tai perfect, adică tot vreau să rămână, vreau să pară ca și când are acea coadă, acel reverb, acea reverberație, ca așa o să fie percepută, dar mai puțin. Și practic cu gate-ul pot să-i zic că în momentul în care scade sub un prag, da, setat de mine aici de minus 13 decibel, îi va atenua minus 14,54 în cazul ăsta, da? Sau cât vrei tu. Poate să atenueze până la minus 100.
Vezi tu? Uite, ascultă. Acum apare ca o tobă de stadion. Și acum apare ca o tobă cântată într-o cameră, știi? Ceea ce e ceea ce ne interesează pe noi. Bun, hai să mergem mai departe. Momentan cred că sunt ok cu kick. Mai vreau să mai fac o mică chestie la kick. Mai vreau să fac o mică chestie. Îmi place? Ceva nu-mi place la EQ. Și știi ce mai vreau să fac? Mai vreau să pun un envelop. Vreau să-l fac mai atacat un pic. Dar vreau să-l fac doar pe înalte. De aici îl setez doar pe înalte să meargă. Exagerez ca să auzi ce face. Ok, și acum auzim kick-ul înainte și după. Am grupat totul ca să pot să dau mai repede cu sau fără. Bun. Înainte. Și după. Tocmai sunt mici chestii pe care vreau să le lucrez, dar mă voi întoarce la el după. Hai să vedem cu zânero acum. Ce avem noi aici? În mod normal, probabil că ai vrea să tai asta din prima, dar nu prea recomand că dacă tai low-end-ul ăsta de aici, în jur de 140 de la snare, îi ia toată adâncimea snare-ului, știi? Mi s-a părut un pic cam bright și digital și de-aia am luat în altele. În general, tape-urile și toate cele au un roll-off mult mai plăcut pe frecvențele înalte, știi? Bun. Cred că vreau să încerc channel strip din nou. Aha. EQ-ul ăsta High Middle Frequency din Channel E, din SSL, mi se pare extraordinar. Pe tobe. Ok, hai să le auzim, hai să le auzim cum sună împreună ca volume. Încă o dată, e foarte important cum se leagă cu restul elementelor, deci le procesez pe fiecare separat, le rezolv problemele și după aia vedem ulterior cum sună împreună și ajustăm tot împreună ca volume. Îmi place, cred că aș vrea să pun un micro shift. Atenție când folosești micro shift. Uite ce se întâmplă cu faza. Da, hai să vezi înainte și după. Vezi? Strigă faza. Corelația. Așa că ce vreau să fac este să-l focusez doar pe frecvențele înalte. Uite, e numai mic și vreau să fie un pic mai lus. Și mixul. Perfect. În felul ăsta, efectul stereo care se întâmplă pe înalte, îți dă percepția că este destul de wide, știi? Și îmi place efectul ăla de că e un pic delayed, da? De-aia am făcut lose aici.
cât de un fact interesant. În afară de asta, nu vreau neapărat. Ah, parcă ar merge mai mult atac aici și cred că o să copiez envelopul pe care l-am făcut aici. Nice. Hai să vedem hi-hat-urile. Marfă, aș vrea să încerc... Aș vrea să încerc un pic de chorus pe un track și am aici un chain pe care eu mi l-am făcut. În mod normal este pentru altceva, dar o să păstrez primul intact și pe al doilea o să pun niște talc chorus care este 100%, ar trebui să fie wet. Activăm pe amândouă și aș vrea să fie doar un pic pe înalte. Și asta face chorusul. Adaugă un pic de wideness. N-aș vrea să... O să-i dau un pic pan. N-aș vrea să stric pan. Adică sunt ok, doar niște hat-uri momentan. Vedem ce se întâmplă cu ele un pic mai încolo. Cred că să le vreau mai tare. O să le dau direct de aici și apoi reducem dacă e cazul. Vezi, am panat foarte puțin, nu percep neapărat, dar creează separații în sunet. Asta nu interesează. Hai să vedem basul. Pitch pen. Să punem un amp pe ăsta, o să pun, să punem un amp, o să pun, hai să încercăm asta. Și vreau să mai încerc și asta. Mă interesează mai multe armonice pe low end. Cred că asta e ce-mi trebuie. Vezi, asta n-are deloc armonice pe low end. Dacă tot e așa, cred că o să tai în altele. Asta este setarea mea de sidechain care e pe template și v-am arătat-o și în videoul cu Antonia Rebound. Este split practic pe chain unde am păstrat high-end și sub și doar pe sub se face compresia și e deja asignat pe track-ul de kick, pe grupa de kick. Deci orice aș pune în interiorul ei se asignează automat. Uite, ți arăt. Ok, vreau să limitez basul.
să pun clipping. Și vreau să mai încerc niște saturație pe bas. O să pun pe toată grupa, pe ambele track-uri. Hai să auzim saturația doar. O să opresc kick-ul. Acum ascult doar saturația, da? Wow. Ce s-a schimbat tonul de bas. Asta a fost după și uite să-ți arăt și înainte cum a fost. Ok, să auzim cu tobele. Efectele. Ce avem noi aici? Foarte mono. Hai să punem haze pe ăsta. Și punem primul preset natural width. Facem mai stereo. N-avem low-end care poate să afecteze. Are un pic de multe înalte, deci hai să punem un beat crusher pe el. Taie un pic, îl face un pic mai smooth și mai analog. Vreau să sune mai analog tot mixul. Aici clar vreau să tai. Vreau să tai joasele astea cam pe aici. Și chiar vreau să fac. Ok, și asta cred că s-ar putea să fie cam tare. Vom vedea în context. S-ar putea să fie nevoie de un pic de distortion aici ca să mai fac tot ceva, să-l fac un pic mai mult, să genereze armonice între ce avem acolo deja. Face ceea ce îmi doresc eu. Hai să vedem cu asta.
Nice. Ok, ăsta... Ai văzut? Mi-a adăugat armonice și nu mai pare așa de subțire sunetul acolo. Mai ales că el ca și sunet e foarte țipător și o să pun niște bite aici. Și voi reduce și mai mult. Chiar mai mult, ia să vedem 10 minute. Prea mult. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ah, ok. Ok, ok. Hai să punem Pro-Q-ul după. Perfect. Deci hai să vedem de la ce am pornit aici, unde am ajuns. Nu e diferență majoră, adică nu trebuie neapărat să fac toate lucrurile astea, nu? Dar, vedem. Oh, ăsta... Nu-mi place, e prea wide asta. Ia să vedem, am eu aici un chain de efecte care mie îmi place mult. Nice. Vreau să sune mai vintage piesa asta. Clar, ce se adaugă aici e prea mult și speakerul nu e necesar. Bun, deci este un RC20 care face totul să fie mono și să joacă un pic cu width-ul, cu EQ. Și înainte era așa. Și acum e așa. Cred că o să fie interesant în contextul piesei. Mama mia. Ok. Am nevoie de un EQ. Și clar am nevoie de o compresie și vreau să compresez foarte mult aici. Ca să pară mai big totul, știi? Momentul ăsta. Nu mă interesează atacul așa de mult. Na. Da, așa vreau. Vezi cum devine mai smooth? O să-l pun un pic la stânga. Când panezi tobe, poți să te gândești la cum sunt aranjate tobele într-un set de tobe ale unui toboșar. Și să panezi în funcție de asta. Bun, hai să vedem harmonic instruments. Asta e momentul în care cred că mai degrabă aș lucra și aș procesa lead-ul de voce, pentru că vreau să ajustez instrumentele împreună cu vocea și să aud cum sună. Și un mic moment de întrerupere. Dacă vă place episodul ăsta până acum și credeți că o să vă placă și în continuare, nu uitați să mă susțineți cu un subscribe, urmăriți-mă și pe Instagram, o să tot postez videouri, o să fac toate videourile astea, fac tot posibilul ca toate videourile astea pe care le voi face să fie gratuite, pentru că chiar cred că sunt atât de mulți copii talentați care urmăresc și chiar vreau să construim o comunitate frumoasă aici și atât de mulți copii talentați care urmăresc și care nu-și permit să dea banii pe tot felul de tutoriale și din surse eu mai știu de care dubioase și chiar vreau să vă ajut pe toți și vreau să vă puteți pune mai ușor ideile în practică. Acum să revenim la episodul nostru. Pentru lead-ul de voce voi încărca preset-ul meu pe care îl folosesc cam în toate mixurile și pe care îl ajustez în funcție de caz, care este alcătuit din vreo 4 module. 1, 2, 3, 4. Hai să vedem ce avem noi aici. Arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Primul EQ taie joasele ca să nu fie 114Hz, să nu fie probleme. Apoi am un multiband. Frântă, inima ta mică e frântă.
care cumva îmi face un pic de multiband compression înainte de compresorul principal. Frântă, inima ta mică e frântă. Aici puteți lua setările, vreau undeva în 5, între 5 și 10 decibeli cel mult de compresie. Un alt MB, frântă, inima ta mică e frântă, care face totul foarte smooth, și un alt MB. Prefer în lumea digitală, mai ales compresoarele, cu cât le împingi mai mult, cu atât ajung să îți arate limitările lor. Și cel mai bine e să folosești mai multe compresoare, dar care să facă fiecare câte puțin. Simulare de tape. Printa, inima ta mică. Helios, care e foarte marfă. Uite ce fac pe banda de mid, pe care am setat-o la 6000. Printa, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat. Ok. Un pultec care bustuiește și atenuează, pentru că pultecul este legendar pentru așa ceva. Când bustuiește și atenuezi cu același amount, face tot să sune mai smooth. Magic Q, care adaugă aer revestit pentru asta. 10 plus 3,5 am aici. Un deesser. Ai grijă cu deesserul. Dacă exagerezi, îți sună cântărețul peltic. Tu arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Ok, hai să vedem. Compresie paralelă. Să închidem astea. Tot așa split-ui chain-ul. Da? O să vă arăt asta. Tu arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Ok, am limiter pe compresia paralelă, pentru că vreau să-mi taie picurile alea exagerate, să nu fie prea puternice în contextul mixului. Și am aici un UAD TLA 100 și un distresor. Nu vă arăt setările de la asta, pentru că vreau ca voi să descoperiți cel mai bine și să înțelegeți rolul compresiei paralele pe o voce și de ce vrei să aduci un semnal foarte compresat în voce, da? Adică când aduci un semnal foarte compresat împreună cu semnalul principal, face vocea să pară că stă tot timpul în față, în mix. Și vreau să descoperiți voi ce vă place cel mai mult, pentru că nu sunt reguli. Eu am tot testat tot felul de variante și astea mi s-au părut cele mai bune pentru cum lucrez eu. Dar nu vreau să vă arăt setările, pentru că vreau ca voi să le descoperiți singuri. După cum vezi, înainte de asta am un deesser, pentru că nu vreau să am foarte mult S pe partea paralelă, mă interesează mai mult body pe voce. Dar nici EQ nu am făcut, pentru că dacă aș face EQ, s-ar schimba faza, da? A părții de compresie paralelă. Și nu aș vreau să schimb faza, pentru că s-ar putea să schimbe tonul vocii. Hai să auzi cu și fără. Tu arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Auzi cât body adaugă asta? Uite, ascultă aici. Inima ta mică e, inima ta mică e frânt, inima ta mică, inima ta. Bun, după paralel, compression paralel, inima ta. Am un NIV care adaugă undeva la 3200. E ceva special NIV la 3200. Inima ta mică e frântă, când va părea. Face vocea să iasă din mix mai bine. Asta nu face nimic. Apoi mai am un distresor care face un pic de compresie. Inima ta mică. Este setat undeva la vreo 25%. Inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar inima ta face să pară și mai in your face. După care am the secret sauce. Inima ta mică e, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar știu că mulți ar face lucruri rele ca să știe cum se face efectul ăsta. Și am zis că vă arăt orice, dar pe ăsta nu vi-l arăt. Și nu e pentru că nu vreau să știți cum se face efectul ăsta de aer pe voce, dar vreau să învățați voi să descoperiți. Mie mi-a luat mult timp să aflu asta. Și e important procesul de descoperire, e important să înțelegeți de ce și cum poți să obții asta. Și vă las pe voi.
da, să găsiți secretul aici. Tot ce pot să zic este că este pe o chain paralel. Așa. Și aici am un widening. Inima ta mică e frântă când va părea că... Care este Icon Digital Multiply și Unique U. E un preset pe care mi l-am făcut lucrând la o altă sesiune, se pare, și am păstrat setările. Inima ta mică. Iar aici am un alt pulte care face asta și mie îmi place cum sună și un byte care reduce bitrate-ul de la voce la 14 bits, nu merge pe orice, dar îmi place că scoate exagerarea de detaliu pe înalte, de face totul să pară foarte digital. Frântă, inima ta mică e frântă cândva. Frântă, inima ta mică. Frântă, frântă. Auzi? Auzi cum face totul mai smooth? Din al pasul azi ce s-a întâmplat? Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Ok. Îmi place. Astea sunt setările pe care le-am pe voce. Și acum, dragii moșului, hai să vedem... Lead-ul ăsta vreau să am niște... spațiu marfă pe el și pentru asta voi pune noul meu, de fapt, hai să vedem care este mai potrivit. Am două reverb-uri care mie îmi plac mult pentru efect de room, să pui vocea într-o cameră, și unul este T-Rex-ul CSR Room și unul este TSR One Air Reverb pus pe cât se poate small și un pic mai dark, și vedem care se potrivește mai bine. Țin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și... Țin al pasul azi ce s-a întâmplat. Clar, nu vreau room atât de mare. Decay foarte mic, merg în advanced. Mă duc la reverb, size foarte mic. Țin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi te lupți să te dai jos din pat. Ai obosit și simți că lumea te-a trădat, yeah. Oh, ce ciudat. Țin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Țin al pasul... Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Mișto. Îmi place. Hai să aud cum sună și cu TSR. TSAR. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e... Nu vreau rum mare, încă o dată. Intim, da? Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar... Frântă, inima ta mică e... Nu-mi dau seama care îmi place mai mult, trebuie să le ascult în context. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar o... Asta e un pic mai loud. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea... Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Cred că îmi place mai mult asta. Frântă, inima ta mică e... Frântă, inima ta mică e frântă. Nici nu știu dacă vreau reverb, altfel de reverb, dar s-ar putea să vreau ceva weird. S-ar putea să vreau niște MXR. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu, dacă ai putea ai mai adăuga ore pe ceas când nu mai e timp de slow. Ce face plugin-ul ăsta, n-am mai auzit de nimic altceva. Și vreau să pun un pre-delay.
De fapt, cred că pot să pun cu Little Primer Tap. Asta nu are predelay în LMX, așa că improvizez. 100% wet. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Nice. Predelay-ul, ai observat că l-am făcut și la room. Predelay înseamnă, pentru cei care nu știu, predelay înseamnă cât timp așteaptă delay-ul, da? De delay-ul dintre vocea dry și delay sau reverb sau ce ai tu acolo, da? Reverb în cazul ăsta. Deci se întâmplă un mic decalaj între când se aude dry și când se aude reverb-ul. Și ăsta te ajută în momentul în care vrei ca vocea ta să nu se încalece atât de mult cu reverb-ul. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat. Poate mă interesează să fac asta un pic mai wide, efectul ăla, nu sunt sigur încă. Pentru asta voi pune doar pe efect haze. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Ok. Am vocea, îmi place cum sună și cred că I'm gonna commit to it. Și asta înseamnă că o voi înregistra și o voi printa. Da. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Bun. Acum că am totul procesat, vreau să salvez. Vreau să salvez. Și o să fac o copie, mix, bounce one. Asta înseamnă că îmi salvez ce am aici cu procesare și o să șterg. Și păstrez doar lead-ul procesat. N-am nevoie de toate efectele alea care să-mi cetinească proiectul. Bun. Acum că am lead-ul, pot să merg mai departe să lucrez la instrumental. Place cum sună asta. Mi se pare că sună prea digital și probabil că este dintr-un sample pack. Și poate să mă credeți nebun, dar nu-mi place că e așa de stereo totul. Ia să încercăm noi în RC20 și să facem un pic de wobble. Hai să scoatem. Thank you for purchasing. Mă, băiatule, folosesc RC20 de atâta timp. Probabil și-a băgat update sau ceva. S-ar putea să vreau ăsta pus împreună cu toată grupa de chitară, dar nu sunt sigur.
ne trebuie niște reverb și am impresia că pentru această piesă vom merge pe ruta Spring Reverb. Eu am folosit Spring aici, pentru că Spring Reverb-ul sună așa foarte old school. Ce e pe send, o să punem totul la minim. Hai să vedem mai întâi cu room-ul, s-ar putea să am nevoie de același room ca pe voce. Nice. Da, îmi place așa. Ok, și mai am nevoie de un EQ. Nu exagerați cu tăiatul aici. Practic acolo e cumva body-ul, nu body-ul, scuze. Acolo este esența unei chitare electrice, știi? E păcat să tai atât de mult. Da, dacă e ceva care chiar exagerează și deranjează urechile, poți să tai, dar nu exagera. Încă o dată, tu mixezi cu sufletul, da? Nu mixezi cu doar cu imaginea, știi? Adică chiar dacă e imperfect, atât timp cât îți transmite ceva, asta e important. Te interesează să mixezi spre vibe-ul piesei, nu te interesează să fie totul precis și perfect. Încă nu sunt sigur. Parcă-mi place această reechi. Un pic de compresie. Perfect. Și acum hai să auzim tot efectul ce am făcut înainte și... Ok, hai să vedem. E aceeași chitară, putem scopia în direct procesarea. Sau, dacă vrem să ne facem viața mai ușoară, grupăm noi frumos, consumăm mai puține resurse, da? Și plugăm toți prin aceeași procesare. Important e să punem și send-urile. S-ar putea să meargă cu aceeași procesare. Nu merge cu aceeași procesare. Totuși îmi plăcea ce făcea Sansample, dar nu atât de mult. Copiem EQ și cred că o să copie și ăsta. Aici s-ar putea să fie interesant dacă punem un reverb lung. Să facem chitara asta ceva de efect. Dar trebuie să auzim în context. Astea momentan nu. Vrem să le auzim. Mă întorc un pic la referință, că vreau să văd pe el pe ce a pus accent. Frunta, inima ta mică e frunta. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cu... E mai mult spre chitară acustică, ok. Dar e bine că am făcut lucrurile astea aici. Adică o să sune bine în context. Asta chiar îmi place cum sună cu reverb-ul ăsta. O să dea ambianță frumoasă.
asta e chitara principală, asta mă interesează, asta, asta ar fi trebuit să o fac din prima, da? O voi grupa, că pare că face același lucru. Asta pana mea un pic stânga-dreaptă. Facem un loop. Ce ne trebuie nou aici? Cred eu, ne trebuie un console G. Și acum cred că o să vreau niște folosesc David Loco când am o chitară digitală, acustică, pe care vreau să o fac să sune mai trasă în cameră, știi? Adică, în general, când am o chitară trasă prin cablu, dacă pun asta, o face să o distorsioneze și sună așa mai plăcut, mai ca și când ar fi fost trasă pe microfon. Și blenduiesc. Nu vreau foarte mult. Maserati Shift J ca să fac pentru grupă, duplic și s-ar putea să vreau să îl blenduiesc. Se schimbă faza, nu-mi place. Nu. Cred că în afară de un EQ, cred că suntem cam bine cu chestia. Un pic de... Da, un pic de... Strings. Și o să pun byte din nou, pentru că vreau să, din nou, știi ce ziceam mai devreme, să poată sune mai un pic mai analog. Hai să auzim cum sună. Are deja un reverb pe el, dar hai să auzim cum sună dacă pun room-ul de la mine. Hai să blendez cu asta. Voi face altceva aici. Voi pune un utility plugin pentru că vreau să fac automatizare să o cresc aici probabil.
Aici am nevoie de un MB pe asta. Pe chitara asta acustică. Sună cu efectul ăsta. Face același efect, numai că aici o face. Se combine bine cu asta. Voi mai încerca din o piesă. Pune un EQ pe delay, pe spring, pentru că are prea mult bottom. Deci, practic, am păstrat ca main chitară acustică și am blenduit puțin din chitară electrică. Ok. Hai să vedem sinturile. Asta era destul de în față în mixul lui. Clar avem nevoie de niște rum aici. O să vreau să tai picurile astea, cred că o să vreau să le fac clipping, de fapt. S-ar putea să mă afecteze prea mult ulterior. S-ar putea să vreau un pic de saturație pe asta.
să vedem ce face. Adăugăm un pic de warmth, o să pun înainte de... Să auzim dacă cum sună spring reverb-ul ăsta. Ăsta clar mă deranjează pe înalte. Și îl vom aranja. Dar nu foarte mult. Destul de mono acest sunet, nu știu dacă e bine să fie așa. Poate pune niște haze pe el. Hai să punem niște haze și... Spanăm. Normal aș fi tăiat de acolo, dar îmi place. Ce se petrece acolo? Haze clar aici. Și cred că vreau să pun și un vintage verb. Să-l sparg mai mult. Clar ne trebuie un EQ să tem din... Ce se întâmplă aici? Bun, deci cam asta, hai să le auzim împreună. Observ cum toate sunt cumva în același spațiu și sunt destul de mici. Asta vreau, știi? Adică sunt un pic wide, dar nu vreau să fie exagerate reverburile și toate cele. Doar cu lead-ul momentan. Incorporăm restul după. Ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub.
ce-ai plecat, bun venit în... Au foarte multe elemente și nu vreau să fie prea multe și prea tare. Trebuie să mă hotărăsc pe ceva care să fie principal împreună cu vocea și restul doar să adauge, pentru că dacă sunt foarte multe lucruri care fac foarte multe lucruri în același timp, îți distrag atenția de la voce, știi? Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, ta mică e frântă. Deci mă uit, vocea este cam pe aici și pe aici. În zona de 1000 nu e atât de mult voce. Asta înseamnă că va trebui cumva să echilibrez între voce și instrumente ca să nu se bată ca și EQ. Și asta e poziționat destul de bine, mă afectează vocea, dar chitara cam low end-ul cam mi-afectează vocea și pentru asta cred că voi face compresia mea paralelă multiband. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum... Deci pe toată grupa am preset niște master multiband Vox și uite că e deja pe unde trebuie, cam pe aici ar trebui în cazul de față. L-am arătat și în tutorial despre cum a făcut Antonia Rebound, o să repet pe scurt, practic iau semnal de la... lead-ul procesat de voce și în momentul în care lead-ul cântă, banda asta, da, pentru că l-am setat cu expert, da, banda asta are side chain extern care și le-a de la lead-ul voce și în momentul în care lead-ul voce cântă, atenuează din frecvențele respective din orchestrație, da, din toată grupa de harmonic instrument. Ta mică e frântă, când... Și doar pe mid, nu pe side-uri. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Cât de mult loc face. Aș putea să încerc să fac și basul un pic mai wide. Hai să vedem dacă funcționează. Am acest preset pe care mi l-am făcut. Tot așa splituiesc semnalul în două. Joasele rămân cum sunt. Și înaltele merg prin chorus. Numai că crossover-ul, adică punctul în care se îmbină, trebuie undeva mai jos. O să încercăm la 200. Și parcă nu vreau 100% efectul. Să auzim. Nu dau seama dacă e mai bine pentru genul ăsta de piesă. Ce este clar este că mai vreau un room pe care o să-l folosesc doar pentru tobe. Copiez room-ul pe care l-am avut pe voce, da? Încerc să plasez în aceeași cameră, practic, drum room, și hai să vedem, să auzim dacă... Deci este ce? Ok, o să vreau să filtrez un pic, nu vreau să... Am foarte mult low end pe room ăsta. Ar putea să ajute, hai să opus. Nu vreau foarte mult. Dar vreau să dau o idee că suntem în aceeași cameră și cu tobele. Nu e obligatoriu să faci asta, depinde de la piesă la piesă.
Mie nu mi-e frică atunci când mixez să schimb kick-uri, să fac momente de tăcere înainte de refren, adică să intervin un pic unde e cumva la limita dintre producție și mixaj. Dar dacă piesa o cere și simt că ar putea să pună mai bine în valoare, fac lucruri de genul ăsta. Aici nu cred că e nevoie să schimbăm kick-ul, deși parcă ceva încă vreau să mai... Vreau să încerc un vertigo. Cred că știu ce trebuie să fac aici. Cred că știu. Asta e un chain pe care eu l-am făcut pentru de folosesc ca saturație pe bas. Și am un lo-fi de la Nembrini. Am un MH810 care este o clonă de Marshall de amp. Se poate folosi și de la o Adetto de la Nembrini. Și am un EQ care îmi taie astea, dar cred că o să tai, o să păstrez doar ce mă interesează din kick-ul ăsta. Și o să blenduiesc apoi. Vreau să adaug mai mult Ai văzut că am pus linear phase pentru că se schimbă un pic faza când lași în modul normal și nu vreau să mi se schimbe tonul de kick. Wow! Ce diferență! Auzi cum a căpătat personalitate dintr-o dată? Dirtiness! Perfect. Hai să auzim acum tobele cu basul. Mă uitam la picuri, că merg peste 0 pe tobe. În general, am aici o setare care se numește Drum Finalizer Analog. Tot așa un template pe care mi l-am făcut un preset. Avem clipping, avem un townhouse cu 30 attack, 1 release, adică foarte lent atacul ca să păstreze punch-ul și release-ul foarte, foarte rapid. Avem un black box și avem un little radiator.
face treaba doar unde e necesar. Hai să auzim ce face ăsta. Auzi ce punch adaugă? Nu-mi place ce face Radiator aici. Îmi face prea, prea soft. Deci nu vrem să fie soft acolo. Ok, cred că momentan suntem într-un loc ok cu tobele. În altele îmi par un pic cam loud. Bun, acum hai să auzim tot instrumentalul, să vedem ce avem. Ceva mă deranjează la chitara acustică și caut, exagerând frecvența respectivă, caut să aud exact ce mă deranjează, nu-mi dau seama. Mai degrabă e vorba de cum se combină ele. O să mai pun un EQ pe chitara electrică. Ok, îmi place mai mult acum. Hai să auzim cum sună la al doilea refren. Clar, efectele astea sunt mult prea loud. Să auzim. Știți când am făcut asta aici? Bun, am făcut asta. Am pus gain și ne-am făcut direct din channel, pentru că acum pot să revin și să dau gain unde mă interesează, adică aici, unde chitara asta devine instrumentul principal. Îmi plac snare-urile alea că-s destul de loud, feel-ul ăla, adică. E marfă când ai un moment așa cu totul special în piesă și se întâmplă doar într-un anumit loc, cum ar fi feel-urile alea, să îi dai mai multă importanță și să-l faci mai tare. Adică e bine să fii subtil în anumite momente, dar în momente de genul ăsta, gen feel-uri și
ceva ce e mai important, știi, poți să fii un pic mai in your face. Facem asta un pic mai wet. Să mai tari în alte. Nu știu dacă un chorus ar suna bine, s-ar putea să sune bine. Ia să vedem. Același modul, chorus split. Pentru că dacă pun chorus direct, s-ar putea să-mi afecteze faza pe notele mai micioase. Suntem cu brigade-ul, care e mai evident. Hai să-l punem înainte de reverb. Frântă, inima ta mică e frântă. Ok, o să dau mute la vocile adiționale. Frântă, inima ta mică e frântă. Va părea chiar rotundă, dar acum frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin albastru azi, ce s-a întâmplat? Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi te lupți să te dai jos din pat. Da, nu-mi place chorusul ăsta. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă. Nu se potrivește cu stilul piesei, știi? O face prea 80s. Frântă, inima. Hai să vedem vocele adiționale, le luăm pe rând. Frântă, dar are prea multă informație în high-end, care nu ne interesează. O să facă totul să sune prea harsh. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hai să punem niște verbi. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hai să auzim următoarele voci care practic se adaugă pe segmentul ăsta. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e... Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hey. Cred că e un pic haos aici. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Prea multe voci. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hey. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce... Pentru track-urile de fundal nu stau să fac foarte multă procesare. Fac ceva destul de basic și care îmi permite să
fie mai liniar, știi? Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cup, ce păcat, bun venit în club. O să vreau să pun deser. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e ce păcat, bun venit în club. Nu ți-e frică, să nu-ți fie frică să exagerez cu deserul pe duble, pentru că te interesează ca lead-ul să aibă esul principal. Restul se adaugă peste lead și o să devină vocea mult prea harsh dacă nu faci desing un pic mai agresiv pe duble. Frântă, inima ta mică e frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Hei tu. Ok, vocea asta merge. Hai să facem un reverb lung. O să folosesc probabil black hole. Nu, de fapt o să folosesc B-reverb pentru asta. Avem pe send. Capela Vox e un preset care mie îmi place. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin al pasul. Interesant. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat. Deci practic am pus reverb-ul ăsta lung doar pe vocea adițională și mi se pare interesant. Hai să auzim în context. O să șterg asta că nu-mi place. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat, ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi te lupți să te dai jos din pat, ai obosit și simți că lumea te-a trădat, yeah. Oh, ce ciudat. Ai vrea să fie numai weekend, parcă e mereu luni, sfârșitul săptămânii și n-ai pe... M-a plăcut lunii ăsta de aici. Bun. Dar, sincer, cred că e ceva... Bun. Cred că e ceva care merge mai bine. E mereu luni, sfârșitul săptămânii și n-ai pe cine să suni. E mereu luni. O să duplic acest track. Luni. Și o să pun un Galaxy Tape Echo. Luni, sfârșitul. Ok, asta o să fie track-ul meu de delay send. De delay throw. Luni. Luni. Facem tempo, sim? Să facem mai rapid. Ok. Îl voi trimite către room. Și hai să auzim cum sună. Parcă e mereu luni, sfârșitul săptămânii și n-ai pe cine să suni. Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna. Că noi știm lumea, nu oamenii, yeah, yeah. Știu exact cum e. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Hei tu, club, hei club, club. Ah, de fapt aici sunt. Club, hei tu, club, hei tu, dacă ai putut.
te-ai mai adăugat. O repecească, nu mai e timp de slow dance. Îmi place slow dance-ul ăsta. Slow dance. S-ar putea să meargă marfă dacă pun bine verbul pe el. Slow dance. Slow dance. Nu mai e timp de slow dance. Și n-are sens. Hei tu, dacă ai putea ai mai adăuga. O repecească, nu mai e timp de slow dance. Și n-are sens. Mai avem niște voce aici, hai să le auzim. Dacă ai putea ai mai adăuga. O repecească, nu mai e timp de slow dance. Copiez procesarea de-am făcut mai devreme. Dacă ai putea ai mai adăuga. O repecească, nu mai e timp de slow dance. Să panez un pic vocea asta, nu uităm de reverb. Dacă ai putea ai mai adăuga. O repecească, nu mai e timp de slow dance. Oh. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâinea ține de foame, yeah. Marfă. Cred că o să fac, cred că o să pun procesarea asta de fapt pe toată grupa de adlibs. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică, inima e frântă ta. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, ce păcat, bun venit în... Dacă ai putea ai mai adăuga. Asta nu cred că trebuiau să fie aici. A ta mică e frântă. Nu sunt sigur de vocile astea. În mod normal n-aș scoate elemente, dar nu simt că ajută piesa vocea asta momentan. Dar nu e un exemplu bun ăsta. Nu e bine să scoateți elemente decât dacă discutați cu producătorul. Inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă. Un pic haos, dar rezolvăm, nicio problemă. Prețarul la intrare. N-avem muzică dată tare, n-avem. Au, vocile astea de sus erau de fapt. Hai să punem pe mute momentan asta și să auzim ce se întâmplă cu armonia și cu vocea principală. Fem. Fem, prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minți. Noi ne necăm în lacrimi. Fem, prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu... Fem, prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minți. Fem, prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minți. Să vedem. Fem, dau! Ce dau? N-avem prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu ți-o permiți. N-avem prețarul la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem. Băutură pe care nu ți-o permiți. Da, că nu erau super oameni, că când nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame. Yeah, yeah, știi exact cum e. Frântă, inima ta mică e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cool.
cu mine. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta. Am văzut niște mic noise acolo pe înregistrare și aș vrea să-l șterg ca să nu se adune prea mult. Frântă, pare că e același frântă, inima e cub. Ce păcat, bun venit ta mică e frântă, 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 inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Îmi plăceau armoniile alea și era păcat să nu se audă acolo. Părea ca și când ar fi improvizat, pentru că acolo nu erau. Și e ca și când au uitat cântărețul să le cânte și de-aia le-am pus din nou. Dată tare n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cuminți. Noi ne necăm în lacrimi. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cu dată tare la intrare n-avem muzică, dată tare n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cuminți. Ok, dacă am vocea asta care vine pe dreapta, m-ar fost să am pe asta să vină pe stânga. Muzică dată tare n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cuminți. Noi ne necăm în lacrimi. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cu ce păcat, bun venit în club. Ce-mi place vocea asta. De-aia cred că o să-i fac automatizare și îi voi da send către reverbul lung. Să rămână în aer. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cu. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Acum e cub. Ce păcat, bun. Mai am de rezolvat vocile astea? Acum știi exact, acum știi exact, acum știi exact cum e. Ok. Ca și până acum, copiez direct procesarea pe care am făcut-o mai devreme pentru vocea adițională. Tic-sac, acum tic-sac, acum tic-sac, tic-sac, acum tic-sac. Hai să auzim cum se incorporează. Tunde, dar acum e cu. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima. Și să auzim și aici. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâinea ține de foame. Să auzim combinație cu asta. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâinea ține de foame, yeah. S-ar putea să meargă împreună. Hai să auzim. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâinea ține de foame, yeah. Yeah, știi exact cum e. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Dar acum e cub.
O să vreau să dau adlib-urile mai încet și o să vreau să pun un utility plugin și să le dau mai tare doar pe ultimul refren. În felul ăsta ultimul refren pare și mai puternic decât celelalte. Părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat cum venit în club. Frântă inima ta mi- și să auzim ultimul refren. Frântă inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat cum venit în club. Frântă inima ta mică e frântă. Părea chiar rotundă, dar acum e cool. Ce păcat bun venit în club. Frântă inima ta mi- îmi place eu ăsta. Exact cum e. Parcă aș pune un delay. O să merg la Echo Boy Junior și o să-l fac să se piardă în delay. Exact cum e. Perfect. Și o să automatizez mix-ul și o să fac să fie dry pe restul și să se ducă doar aici. Ce păcat bun venit în club. Frântă inima ta mică. Feedback un pic mai lung. Ce păcat bun venit în club. Frântă inima ta mică e frântă. Cândva pă... Hai să auzi nici vocele astea. Yo, yo. Yo! Woo! Yo! Yo! Frântă. Ce triști! Dance! Dance! Nu mai e timp de slow dance! Aici cred că aș putea să fac o automatizare de... panning, să meargă din stânga spre dreapta. Și ar suna cam așa. Slow dance. Slow dance. Și n-ai ce trici. Noi ne necăm în lacrimi. Frântă inima. Asta parcă lași pana un pic spre dreapta. Lacrimi. Frântă inima ta mică e frântă. Când va părea chiar. Sorry, Frântă inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat bun venit în club. Cred că ai uitat un kick aici. În aer, adică ăsta. Rotundă, dar acum e cub. Ce păcat bun venit în club. Suntem foarte aproape, suntem foarte aproape, doar câteva mici lucruri vreau să mai verific. Asta clar trebuie pănat un pic. Face mai multă separație, un pic stânga-dreapta fiecare, că merg în același timp. Vreau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame. Yeah, yeah. Știi exact cum e. Frântă inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat bun venit în club. Frântă inima ta mică e frântă. Și vreau să mai fac ceva. Vreau ca basul să fie un pic mai loud pe refrene. Și voi face automatizare pe toată grupa de bas cu un utility plugin. Frântă inima ta mică. Frântă inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat bun venit în club. Frântă inima ta mică e frântă. Nu sunt sigur de chorusul ăsta de pe bas. Frântă inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat. Da, e mai bine fără chorusul ăla acolo.
E mai marfă să fie mai intimă piesa asta și să nu exagerăm prea tare cu... Să nu exagerăm prea tare. Da. Să nu exagerăm cu widening-ul și toate reverburile. Și că venim vorba de reverburi, nici măcar throw-uri de delay, nu știu dacă sunt tocmai necesare, adică în stilul ăsta de mixaj și de piesă, dar parcă aș încerca pe lead-ul de voce. Hai să vedem. Așa. Eu exact cum e. Parcă aș încerca pe lead-ul de voce un pic de... un pic de reverb. Dar stai un pic. Ce s-a întâmplat cu send-urile mele? Că făcuse niște send-uri de reverb. Cred că am făcut vreo tâmpenie. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cu... Că aveam un send. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva... În general, tehnica prin care ajustezi reverbul la piesă este dai reverbul la minim și apoi îl tot adaugi până când îl auzi și după ce îl auzi îl dai un pic mai încet încât să nu se mai audă și doar să devină un întreg cu vocea și cu piesa, da? Să nu fie sesizabil reverbul. Dar eu nu prea am crezut niciodată în regula asta, ci pur și simplu eu dau send către reverb și îl ajustez în funcție de caz. Când o să-l asculti separat, când o să-l asculti separat, o să observ că l-auzi mai puternic, când o să-l asculti în mix, o să realizezi că nu l-auzi atât de bine. Așadar, îl ajustezi în funcție de cum îți sună ție, cu piesa, fără piesa, îi dai play la instrumental și vezi cum se potrivește cel mai bine vocea, ca și reverb, și cum se integrează cel mai bine. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat. Prea mult reverb-ul ăsta. Frântă, inima ta mică părea chiar rotundă, dar acum e cub, ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin al pasul azi, ce s-a întâmplat? Ai făcut alegeri și le-ai regretat, yeah. Păi ce păcat. Hei tu, în fiecare zi te lupți să te dai jos din pat. Ai obosit și simți că lumea te-a trădat, yeah. Oh, ce ciudat. Ai vrea să fie numai weekend, parcă e mereu luni, sfârșitul săptămânii și n-ai pe cine să suni. Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna, că noi știm lumea, nu oameni, yeah. Aici cred că ar merge totuși un delay. O să duplic acest track. Că toți avem telefoane. Și cum ar fi dacă aș pune... Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna, că noi știm lumea, nu oameni, yeah. Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna, că noi știm lumea, nu oameni, yeah. Interesant. Că toți avem telefoane, dar n-avem pe cine suna, că noi știm lumea, nu oameni, yeah. Știu exact cum e. Frântă, inima ta mică. Să vedem dacă se repetă segmentul ăsta. Vreau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame, yeah. Ai început să înțelegi de ce ai tăi nu prea să-mi bau. S-ar putea să meargă. Ai început să înțelegi de ce ai tăi nu prea să-mi bau. Sau cum era cu banii și de ce se mai certa. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame, yeah. Yeah. Nu-mi place că e prea wide delay-ul ăsta, o să-l fac pe normal. Nu prea să-mi bau, sau cum era cu banii și de ce se mai certa. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame, yeah. Yeah. Știi exact cum e. Frântă, inima ta mică e frântă, cândva.
Hai să auzim dacă sună bine și un reverb pe piesa asta. Și când zic reverb, o să folosesc primul send. Când zic reverb, mă refer la un hall. În general, când caut un hall destul de deep și de bun, cel mai bun mi se pare Lexicon 480 de la OAD. Am testat și Relap 480, dar nu sună la fel. Nu se apropie de OAD ăsta, de implementarea de la OAD. Ok. O să înțelegi de ce ai... O să înțelegi... Știi exact cum frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Încă o dată, nu este o piesă mixată să sune big. E o piesă mixată, sună intim. De-aia reverb-ul pe care îl aleg este unul medium. Aș putea chiar încerca un hall. Hai să vedem cum sună cu hall. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Ar putea asta să fie. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar... Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Avem prețare la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem băutură pe... Am dat mai încet fixul ăsta de trans. În club n-avem prețare la intrare, n-avem muzică dată tare, n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minci. Noi ne necăm în lacrimi. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. O să încerc la ultimul refren să adaug delay. Ta mică e ne necăm în lacrimi. Frântă inima, frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, venit în club. Frântă inima ta mică, e... Numai că nu-l vreau la sfârșit de tot. Ce păcat, bun venit în club. Aici, pe ultima bucată. Ce păcat, bun venit în club. Cum e cub. Ce păcat. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă inima ta mică, e frântă. Vezi, avem picuri peste zero. Ce facem în situația asta? Lecția de inginerie, punem clipping. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă. Și acum hai să auzim înainte și după tot mixul. Vorbim doar de mix, fără master, da? Lacrimi. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă inima ta mică, e frântă când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Lipsesc niște voci? Nu lipsesc voci. Adică sunt doar cele pe care le-am pus pe mute, care cumva îngrămădesc prea mult vocea principală. Cum e cub? Ce păcat, bun venit în club. Frântă inima ta mică.
Poate pe ultima aș putea să-l lași. Frântă, inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Frântă, inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Ce păcat, bun venit în ce păcat, bun venit în cum e cub. Ce păcat, bun venit în club. E marfă să termine mai ușor, pentru că apoi când ai repeat, să înceapă tot așa mai ușor și să te poarte, da? Cum am vorbit și în piesa Antoniei, chiar și când faci mixing, e vorba de valuri. Unii se gândesc că dau volumul mai încet pe o anumită parte, pe strofă, și la refren dau volum mai tare și brusc refrenul pare mai tare. Eu încerc să mă gândesc la diferențe de widening, diferențe de dinamică obținută prin backing-urile sunt un pic mai tari la ultimul refren sau sunt mai multe backing-uri la ultimul refren sau ai văzut, am dat basul mai tare pe refrene, știi? În felul ăsta creezi extra ceva, dar fără să fii nevoit să dai mai încet cu totul. Nu știu dacă datul mai încet cu totul e o soluție din punctul meu de vedere, ci mai degrabă adăugatul de elemente într-un mod creativ, știi? Faci un pic mai wide la refren sau ceva de gen. Frântă, inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Îmi place cum sună, așa că o să mergem la master. La master nu prea e mare lucru de făcut atâta timp cât mixul faci bine. Cel mai important e să verifici, în cazul de față nu prea a fost necesar, dar să verifici să n-ai picuri care se iasă prea mult. În cazul în care ai picuri care ies prea mult, nu știu, zicem că ai pe voce ceva, te duci și pui de la Brainers, adică de la Plugin Alliance, Dynamic EQ, ăsta, copiază setările astea, important e să faci atenuare în funcție de situația ta și de frecvența unde apar picurile și să faci atenuare în așa fel încât să nu fie exagerate, dar nici să nu le scoți complet, pentru că poate e ceva interesant în bell-urile respective, în whistle-tonurile alea. Bun, pentru master, eu am un preset foarte simplu pe care mi l-am făcut. Master Final Basic Warmth. Îl pun frumos aici pe master și hai să vedem ce conține. Le luăm pe rând. Vertigo pentru saturație. Frântă, inima ta mică. Nu vreau ceva exagerat aici. Frântă, inima ta mică e frântă. Cândva părea chiar rot. Dar dă extra căldură. Am un pultec care văd că aici vezi, pentru că e foarte broad și pointul este la 3000, practic pot să dau mai multe înalte sau mai multe joase și să echilibrez între ele masterul cu totul. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin. Atenua puțin basul și am crescut puțin în altele. Unisum, care este compresor, pus pe quality master, preset mega auto glue. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Hei tu, arăți puțin al pasul azi ce s-a întâmplat. Ai făcut alegeri și le... Vrem să nu atenuăm mai mult de 2 decibeli, pentru că suntem pe master și orice mică modificare schimbă foarte mult. Oxford Inflator. Frântă, cândva părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun... Adăugăm loudness fără să afectăm sunetul cu Oxford Inflator. Ozone Imager. Cândva părea chiar rotundă, dar acum e cu... Ne asigurăm că tot basul sub 122 în cazul meu de herți este mono. Iar restul adăugăm un pic de widening. Nu vrem foarte mult, foarte puțin în cazul de față. Cu cât adaugi mai mult, cu atât o să strici corelația stereo și nu vrei asta. Cândva
bimba părea chiar rotundă, dar acum e cu... După cum vezi, stăm mereu la plus 1, mă rog, aproape mereu, ceea ce e super. Și o zonă nouă care face doar limiting și gain. Avem și determina 24 de beats. Și hai să auzim, să vedem exact la ce RMS ajungem. Merge la ultimul refren. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cu... Ce bucat am venit în club, frântă, inima ta. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cu... Ce bucat am venit în club, frântă, inima ta. Mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cu... Ce bucat am venit în club, frântă, inima... Suntem foarte sus cu RMS-ul. Ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă. Vezi ce vă ziceam la început? Să vă uitați și pe grafic, basul avem la minus 17 acum, ceea ce este foarte sus pentru genul ăsta de piesă. Totul stă foarte sus, suntem super, nu avem neapărat picuri care să iasă foarte mult în față. O să-i dau o ascultare cu totul și o să verific ce se întâmplă pe grafic, să mă asigur că n-am nimic aiurea care iese în evidență. Dacă am, încerc să identific de unde apare problema, adică de pe ce instrument, și să corectez aia, nu să corectez tot masterul ca să rezolv o mică problemă de la un instrument. Și în principiu cam asta este, adică se pare că am lucrat destul de loud și Pultec-ul și Unisum și Oxford Inflator au ridicat și mai mult volumul, inclusiv Vertigo. Și practic în felul ăsta suntem deja la un loudness foarte bun, atingem minus 2,8 la un moment dat, ceea ce este super competitiv. Și asta înseamnă că asta este piesa. Avem masterul. Am terminat. Sper că ați învățat ceva din tutorialul de astăzi. E prima oară când fac un mix cap-coadă în timp ce și vorbesc despre ce e vorba. În mod normal, un mix poate să-mi ia de la 40 de minute până la o zi întreagă să-l fac. Acum că am făcut ăsta, o să-l sunăm pe Daniel, o să-i trimitem mixul, da? Și cu master, da? Mix master, o să-i trimitem mixul și el o să asculte și să vedem ce părere are și el. Când termin mixul și îl trimiți către un client, aștepți modificări și primești o serie de modificări. Asigură-te că fiecare serie de modificări tu o salvezi ca și proiect cu o denumire diferită, pentru că sunt situații în care clienții pot zic că de fapt îmi plăcea mai mult cum era înainte, vreau să te întorci la varianta dinainte. Și tu zici, eu nu am, pentru că n-ai salvat-o cu un nume diferit pe aia nouă. Deci nu face greșeala asta pe care am făcut-o de câteva ori, așa, salvează cu o denumire diferită. Și după ce ai făcut asta, trebuie să livrezi masterul. Poți să livrezi în 24 de bits sau în 16 bits, depinde cum ți se cere. Eu în general livrez și în 24 și în 16 bits. Fac dithering-ul direct din Ozon. Da. Hai să vedem ce zice Daniel. Salut! Salut! Bună seara, LA! Aici-ți woke up. Uite. Urmăritorii, salut! Urmăritorii! Eu sunt Daniel. Eu sunt Daniel, mă găsiți? Nu, eu sunt Mădălin, tu ești Daniel. Da, tu ești Mădălin, mă bucur să te cunosc. Și eu mă bucur. Eu sunt urmăritorii de pe YouTube, da. Eu sunt Daniel. Corect, corect. Am lămurit-o pe asta, asta e important. Yep. Iar eu o să-ți trimiți acum link-ul. Hai, încă nu-mi dau seama dacă... Este realitatea. Dacă o să-ți placă sau o să fie o tâmpenie? Oh, no! Sigur o să-mi placă, dar adică dacă nu-mi place, nu prea știu să fake-uiesc reacții probabil. Dacă sunt lucruri pe care vrei să le schimbăm, le schimbăm. Frântă, inima ta mică e frântă, când va părea chiar rotundă, dar acum e cu... Ce păcat bun venit în club. Hei tu, arăți puțin al pasul azi, ce s-a întâmplat? Ai făcut alegeri și le-ai regretat. În primul rând, vocea este wow. Nu că ea mea e mixată bine, vreau să zic. Nu, nu, că e a lui, da. Bosi și simți că lumea te-a trădat, yeah. Oh, ce ciudat.
Ai vrea să fie numai weekend, parcă e mereu luni. Sfârșitul săptămânii și n-ai de slow dance. Și n-are sens. Ai început să înțelegi de ce ai tăi nu prea să-mi bau. Sau cum era cu banii și de ce se mai certau. Că nu erau super oameni, că sunt zile și zile și pâine ține de foame. Yeah, yeah. Știi exact cum e. Frântă, inima ta mică e frântă. Când vă părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat că dată tare n-avem băutură pe care nu ți-o permiți. Noi ne necăm în lacrimi că suntem cu minți. Noi ne necăm în lacrimi. Frântă, inima ta. Mica e frântă. Când va părea chiar rotundă, dar acum e cub. Ce păcat, bun venit în club. Gata, s-a terminat. Wow, e super, vreau să mai ascult, dar wow. Ah, și încă ceva, comentați, lăsați un comentariu. Spuneți-mi dacă vă place, dacă nu vă place, ce vreți să îmbunătățesc, spuneți-mi ce alte tutoriale mai vreți să fac. Cu cât mai multe comentarii, cu atât mai bine, pentru că o să apară și în recomandările altor oameni, probabil, acest video.